La Valea Danului s-a mai făcut ceva, că discutam La și anul podul de la trecut. Valea Danului? Nu numai, nu numai la pod, că acolo e, tragedia e mai mare. Tragedia este foarte mare. O tragedie legată de pod, după aceea în continuare de la pod și am după făcut tunel. Reparația anul trecut, acum avem în desfășurare o lucrare la Plaiu Oi, acolo sus, unde erau alunecările de teren pe 800 de metri, unde nu era asfalt, știți de ce se asfaltează. Pentru că ar fi cumva discrepanța foarte mare să vadă oamenii că primarul se mișcă și a început să-și asfalteze drumurile. Ultima dată când am trecut pe acolo, acum vreo două luni, asfalta în același timp, cred că, trei ulițe. Și pe drumul județean, cred că erau utilajele totuși la drumul județean, erau în zonă. Am reparat și mai reparăm și anul acesta acolo. V-am spus, avem și o investiție unde sunt alunecările de teren. O să fie un drum practicabil. Problema este că acolo avem podul acela care are peste 100 de ani vechime și la prima licitație nu s-a înscris nimeni. De fapt, s-a înscris cineva care nu se încadra o singură firmă. Da, așteptăm, am ridicat din nou achiziția și așteptăm pe cineva să se înscrie ca să putem să o atribuim.